When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Este o chiar pe capul de lansare, la tot. La îndepărtare. Am asta mă chinui pe mine timp de aproape un sfert de oră. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Ce frumos a dat în gumă. Hai că vine spre mal. Chiar mă gândeam că ar fi cazul să iau și eu o știucă. Da, frumoasă. Să mai le fac un pic frână. Oh, faină, faină. Că ieșe din gură. A scăpat-o. Și era faină. Asta e. Următoare. Văd că am zlăbit un pic cam tare frâna. N-ar fi trebuit să fac lucrul acesta. Dar asta e, din greșeli învățăm. Acum se pare că sunt active. Ceva, dar nu pare știucă. Ia să vedem. Pare mai degrabă un pește pașnic agățat de spate, cred că. Ia să vedem, că-s curios ce e. Nu pare știucă, nu. Cred că. Da. Un caras. Ia uite-l. Prima captură. Un caras. Un caras frumos. Coge înapoi. Că nu pe tine te căutam. Ia să mă duc să dau și două lansări acolo de pe pontonul ăla. Să-ți dau pe acolo. Uite-o! Aaaa! Aba, nu este! A, e! Este! Doar că venea pe mal, spre mal. Ia uite-o! Râd pentru că un prieten tocmai a plecat de aici. Și nu a prins nimic. Și la prima lansare aici, în zonă, am și luat-o. Oh, ce frumoasă! Frumoasă, frumoasă! Da, am zis că am scăpat-o. A atacat și vinea viteză spre mal. Nu e foarte mare. E o mârliță micuță. De fapt nu e chiar mârliță, e știu că, dar e mică pe lângă ce mă aștept să fie aici. Poftim? De acolo, niciodată, nu? Da, niciodată, da. L-am evitat-o. Hop, ce-a sărit. Bun, mersi. Fugi! Hai că s-a dus.
Uite-o. Ba da, este. Ba nu, a scăpat. A? Nu, este, vine, este. Da, nici eu nu cred că-i știucă. Parcă prea agresiv lovește în fir. Să-mi desfac un pic totuși. Hai să vedem ce e. Dacă e știucă, cred că e agățată prost, pentru că simt cum lovește cu coada în fir. Da, e agățată prost. Știu că e, dar e agățată prost. E agățată de spate, cred că. E agățată de spate, cred. Știu că e. Exact ca data trecută, în loc să atace cu gura, lovește năluca cu corpul. Vine destul de greu așa. E frumoasă totuși. Nu se zbate, dar mie să nu se enerveze acum, știi, la sfârșit, când ajunge lângă mal și să împlăznească firul. Da, e frumos, frumos, frumos. Chiar. Așa, așa, dacă ne grăbim, numai să nu-mi sară cârligul în față. Da, nu e cea mai mare, cred, dar e, e ceva. Da. Mersi. Mai frumoasă decât prima, dar mai mici decât cele de data trecută. Oricum, frumos exemplar și asta. Hai înapoi cu el. Plecat. Dacă cânti. Este. Chiar pe capăt de lansare a luat-o la depărtare. Da. Nu știu cât am lansat, dar s-a dus oricum destul de mult. Interesant că stă departe. Exact ce credeam și eu. Sper să nu scap, pentru că simt că nu-i înțepată foarte bine. Da, ce frumos de din cap. Da, 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 ce frumos a dat de departe așa. Am simțit atacul. Că nu vine, vine destul de greu. Ce faină e. Faină, faină, prinsă, dar exact ce credeam. Nu e foarte anemic prinsă de bot. Uite-o. Frumoasă. Super. Mersi mult. O a treia știucă. Parcă din ce în ce mai mare. Frumoasă. Suntem în mijlocul amiezii. Am reușit să prind 2-3 știuci până acum, dar simt nevoia de o pauză. Afară a început să bată puțin și vântul. Nu ne incomodează chiar atât de tare, pentru că ne bate din spate. Chiar ne ajută, pentru că lansăm mai departe. Mă voi reapuca de pescuit. O să încerc de acum încolo pe ceburașca. Un gramaj de 16 grame și pe o gumă de la Sandra.
Data trecută a fost un tur cea mai prinzătoare, dacă aș putea o numi așa. Voi încerca și astăzi cu ea să vedem dacă produce efecte. Dar mai întâi mă voi întinde câteva minute aici, după care ne continuăm partida. Ce bine! Ne mai îndreptăm spatele un pic. Este, dar la fel o simt, sau nu o simt înțepată bine. Ia să vedem, reușesc să o scot? Sau nu reușesc să o scot? Cel mal. Da, nu e foarte mare. Exact de vârful botului înțepată, cum mă așteptam. Să pregătesc de ciucul aici. Mălăgăță micuță. Hai, mă coace înapoi. Și în mincioc cu tine. De puțin e înțepată, cât de anemic atacă. De fapt, cum anticipam, mai mult se apără, mai mult își apără teritoriul. Foarte faină și asta. Hai, înapoi! Înapoi, dragă! Fugi! Fugi, fugi! S-a dus! Bun, punem înapoi mingiocul și să mai continuăm un pic. Hai să vedem dacă mai înțepăm vreuna. Ca echipament folosesc același echipament ca și ultima tură când am pescuit aici. Seta de la RTB, forteța de 5,214 grame, un stradic de 4000, echipat cu un textil RTB torc de 0,15 de această dată. Uite-o! Oh, asta nu mai e. Asta nu mai e știucă. Asta nu e știucă. După cum am înțepat-o, nu e știucă. Nu e știucă, asta în vecii vecilor. Pare să fie mai degrabă un crab, cred. Hai să vedem dacă îl aduc așa ușor. Sau dacă e știucă, e la fel înțepată prost. Cred totuși că e un crab. Și încă nu-și dă seama că e înțepat, pentru că nu gesticulează absolut nimic. Da, pleacă dintr-o parte într-alta. Ia să văd dacă reușesc să-l ridic un pic. Sunt curios să văd măcar ce e. E ceva dubios acolo. E ceva dubios. Da.
Am un pic de furtă cu el. Nu vreau să mă grăbesc. Ce începe să sară crapul. Semn că s-a încălzit un pic apa. Nu mai bate nici vântul atât de tare. S-au activat și crapii. Nu reușesc să le ridic absolut deloc. Asta a dat drill. A dat drill. Că la un moment dat o să obosească și el. Nu are încotro. E solicitant. Te solicită. Doar că au mai luat crapi, că s-au, cum s-a încălzit un pic apa, au devenit și mai puternici. Era dorsală. Mă duc pe partea aia? Nu, asta la duc aici așa. Oh, nu te grăbi, nu te grăbi. Te grăbi că dacă m-a obosit și el și... Ce să-l țin eu pe, cât pot pe suprafață așa. Acu' el. Acum, da. Uuu, ce fain e. Te ajut? Mersi mult de tot. Da, uite ce m-a chinuit pe mine. Un crap agățat de aripioara dorsală. Cam ăsta m-a chinuit pe mine timp de aproape un sfert de oră. Îl agățasem de aripioară și avea suficientă energie cât să tragă de fir. Hai să le liberăm. Opa! Bine? Nu prea multe uscat. Ce liniște s-a lăsat acum pe seară. Vântul nu mai bate aproape deloc. Dar din păcate noi va trebui să încheiem partida, pentru că imediat se întunecă. Ne-am bucurat și astăzi de câteva știuci prinse. E adevărat, nu la fel de multe ca data trecută, dar tot a fost o zi frumoasă. Voi mai reveni pe Dino Lake, dar probabil la toamnă, când se va redeschide sezonul la știucă, pentru că în câteva zile se va deschide pescuitul la crap, iar pescuitul la spinning nu va mai fi permis. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect!